Bună seara, urmăriți politica, Natalia Morari, ultima din acest sezon. Eu cer scuze pentru o scurtă pauză pe care am avut-o de luni până miercuri, dar astăzi n-am putut să nu fiu în fața dumneavoastră, chiar dacă nu mă simt foarte bine. Este extrem de important de explicat ce s-a întâmplat astăzi în Parlament, ceea ce deja a devenit o lege. Pe ultima sută de metri, la ultima ședință a Parlamentului din sesiunea vară-primăvară, de obicei se adoptă cele mai năstrușnice legi. Același lucru s-a întâmplat și astăzi. Știți, când guvernarea nu îi reușește să intre prin ușă din față, ea intră prin ușă din dos. Exact asta ei au făcut astăzi, adoptând trei proiecte de legi care au același set de autori. Toți cinci sunt membri Partidului Democrat. Este vorba despre domnii Vitiuc, Răducan, Dudnic, Creangă și, domnule Negruță, vă rog să mă corectați pe cine l-am uitat, Andronache, dacă nu greșesc. Toți cinci sunt membri majorității parlamentare din partea Partidului Democrat. Ce s-a întâmplat de fapt și de ce acest lucru este extrem de important pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova, care crede că de fapt este vorba de o simplă reformă fiscală, și în ultimele două zile ni s-a vorbit despre micșorarea impozitelor, despre lucrurile care ne vor buruca de bucura începând cu data din 1 octombrie, dar ce de fapt stă în spatele acestei legi, noi discutăm cu invitatul meu din această seară, Vyacheslav Negruță, expert Transpert International. Bună seara, bine ați venit, domnule Negruță. Eu nu cred că merită să pierdem timp pe fel cum această lege a fost adoptată astăzi în Parlament, doar pe scurt, în două lecturi, în lipsă oricărei alte fracțiuni în afară de majoritatea parlamentară, pentru că toate fracțiunile parlamentare au părăsit sala de ședință în semn de protest. Să urmărim ce a spus Adrian Candu celor care au încercat să critique această lege. Vă rog. Noi vrem să aducem cele 40% din tot ceea ce înseamnă economia tenebră, care Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional și toți ne vorbesc că sunt peste 40% economiei tenebre, vrem să le aducem în legalitate și să avem, de aceea și venim cu procedura de declarare a bunurilor. Uitați-vă, pentru prima dată nu prea au cu ce să ne critique. Vă aduceți aminte că noi am avut o astfel de încercare anul trecut să venim cu așa numita amnistie sau declarare a bunurilor? Spuneau că vrem să spălăm banii sau că vrem să spălăm miliardele. Acum în lege scrie clar cine nu beneficiază de lege. Și toți demnitarii din acest stat, inclusiv noi deputații, miniștri, începând de la președintele țării, prim-ministru și toți cei implicați în domeniul financiar, bancar, mai ales în cele bănci cu probleme, nu vor beneficia. Și toți cei care sunt sub anchetă penală sau urmează să fie sub anchetă penală legată de frauda miliardului nu vor beneficia de legea cu privire la declararea voluntară a bunurilor. Deja citeam cum unele comentarii din așa numită societate civilă profesională spun că astăzi Parlamentul votează o lege prin care vor să spele miliardul. Deschideți legea voi profesioniștilor și citiți clar cine nu beneficiază de lege și care sunt bunurile care nu vor intra sub incidența legii. Ba mai mult ca atât, legea este însoțită de o expertiză a tot ceea ce înseamnă prevenirea și combaterea spălării banilor. Deci din punctul ăsta de vedere ne-am făcut temele pe acasă. Am învățat din unele greșeli, inclusiv din comunicare, și astăzi am venit în fața Parlamentului și în fața cetățenilor Republicii Moldova cu niște reforme fundamentale. Eu, în primul rând, vreau să rog pe colegii mei de regie să verifice cum noi merge acum live, pentru că la mine pe Facebook live-ul nostru este blurat, chiar acum în aceste clipe. Vă rog să verificați acest lucru. Eu cred că e important lumea la fel să vadă. Sper că el este blurat doar la mine. Domnule Negruță, nu știu dacă dumneavoastră ați citit această lege, sunt convinsă că da, dar vreau să-i spun domnului Candu, care, apropo, mi-a promis acum câteva săptămâni că va găsi loc în agenda proprie și va veni pentru prima dată la postul de televiziune TV8, dar văd că așa și n-a găsit timp. Sper că odată și odată va găsi, dar ceea ce pot să-i spun domnului Candu, că eu foarte atent am citit acest proiect de lege, extrem de atent. Și atunci când domnul Candu spune că din această lege putem afla cine nu poate beneficia de această declarare voluntară a bunurilor. Da, formal are dreptate, dar aici vin cu prima întrebare la dumneavoastră, domnule Negruță, după care vorbim deja despre stratul politic al acestei legi.
Domnul Cando, pe noi încearcă să ne liniștească spunând că această declarare voluntară a bunurilor contra unei sume de 3% din suma declarată sau bunul declarat, nu pot beneficia următorii funcționari de stat. Președintele Republicii Moldova, prim-ministru, vice-prim-ministru, vice-prim-ministru, deputat în Parlament, ministru, judecător, procuror de toate nivelurile, director, director adjunct al SIS, director, director adjunct al CNA, CNPF, BNM, Centrul pentru combaterea crimelor economice, director, director adjunct al SPCSB, asta e Serviciul Prevenire și Combaterea Spălării Banilor, administrator, administrator special, lichidator, membru al Consiliului Băncii, al Consiliului de Administrare, al Comisiei de Cenzură al următoarelor bănci, Invest Privat Bank, Banca Socială, Banca de Economie, Unibank, Universal Bank. Sună extrem de frumos, doar că, domnule Negruț, eu în această lege nu citesc că de această declarare voluntară a bunurilor nu se pot bucura, de exemplu, rudele acestor persoane, cumetrii acestor persoane, nănașii acestor persoane, vecinii acestor persoane, sirienii, arabii care vor deveni peste câteva zile cetățenii Republicii Moldova. Da, aveți perfectă dreptate și o să pornim de la acele categorii care au fost numerotate în această listă, ca să fie foarte clar. Toate aceste persoane sunt funcționari publici sau persoane cu demnitate publică, care în fiecare an depun declarație pe proprie răspundere despre venituri și proprietate. Ori, an de an, omul declarând care astfel de proprietăți și astfel de venituri, este un absurd să vină să ceară să-și legalizeze proprietățile, pentru că asta ar însemna automat urmărire penală pentru fals în declarațiile făcute anterior. Absolut, asta deci, se numește autodinunț. Deci asta se numește bulă pentru că care se sparge foarte ușor. Oficial acești oameni nici n-aveau de unde să aibă acești bani în conturi, în offshore-uri, în străinătate sau pe alte persoane, pentru că astfel ei ar fi încălcat legea. Pentru că ei deja în declarațiile anual prezentate au arătat care este situația lor. Este adevărat, ei n-au arătat adevăratele sau beneficii, proprietăți, pot fi fel de fel de alte mijloace financiare care sunt înscrise, după cum se cunoaște în Republica Moldova și datorită investigațiilor jurnalistice, dar și a mai multor informații, pentru că, până la urmă, e un spațiu relativ restrâns. Deci, proprietăți care sunt gestionate de cumătrii a funcționarilor și a demnitarilor, în special pe la întreprinderi de stat, cuscrilor, alte categorii de rude, care, în linii mari, într-o formă directă sau indirectă, sunt businessmani care au venituri la vedere, unii poate mai puțin declarate, și atunci sunt metodele indirecte. Azi, în Republica Moldova, sunt metode indirecte de evaluare a veniturilor și proprietăților care ar urma să fie urmărit în scopuri fiscale. Iar acea lege din 2012 este moartă. Datorită cui? Datorită celor de la guvernare care azi au blocat efectiv aplicarea acestei legi. Din nou, având ca și scop protecția celor 90% de oameni absolut onești care sunt cumva rude sau prin preajma funcționarilor și demnitarilor care au fost incluși în această lege. Atunci nu pot să nu vă întreb, atunci nu pot să nu vă întreb foarte scurt, domnul Negruță. Adrian Candu, speakerul Parlamentului, când folosește acest argument, că noi trebuie să citim atent lege, pentru că vom vedea care persoane nu vor putea beneficia de această legalizare a capitalului, el ne are de proști? Eu cred că e o nouă încercare de a ne avea de proști și aceste minciuni care sunt debitate în spațiu public de funcționari de rang înalt devine cumva simptomatic și un risc sporit pentru tot ce se cheamă perspectiva Republicii Moldova. Și apropo despre citirea atentă a documentului, noi vedem că chiar dacă la dispoziția publicului și aici pe intern, dar și pe extern, documentul propriu-zis care a fost aprobat ieri la guvern, care a fost, la care s-a făcut referință într-o zi de marță din biroul unui partid, de fapt și ambasada SUA, și Fondul Monetar, și delegația Uniunii Europene, și mai urmează unele alte reacții, arată foarte clar că, de fapt, acest pachet de legi, nu e vorba doar de una, pentru că e vorba de trei legi, de fapt sunt văzute ca și o filieră de spălare de bani de proveniență murdară, iar în condițiile Republicii Moldova în care investigarea fraudelor bancare, culminată cu extragerea
13% din produsul intern brut în 2014 din bănci, inclusiv din Banca Națională. Deci, având investigații nefinalizate, respectiv nu pot să aplici amnistii pentru că este contrar mai multor înțelegeri, mai multor angajamente. Dar haideți aici, ne oprim pe o clipă, pentru că este foarte important să reamintim oamenilor ceea ce ați spus acum. Ca ei să memorizeze. Este foarte important în asemenea clipe prin care trece țara să ținem minte pe toți eroii și cum se întâmplă evenimente de acest gen. Deci, marți, alaltăieri, în sediul epidemie, așa cum se face deja tradițional, are loc briefingul săptămânal al Partidului Democrat. La acest briefing, noi suntem bucurați de către, dacă nu greșesc, Ștefan Creangă a vorbit. Fericiți, da, am fost fericiți. De faptul că, iată că, în sfârșit, vine micșorarea impozitelor peste noi, facilități fiscale pentru câteva genuri de întreprinderi. Eu am urmărit reacțiile. Reacțiile au fost la foarte mulți oameni, într-adevăr, pozitive, pentru că n-ai cum să nu te bucuri să plătești mai puține impozite la stat. Peste o zi, această inițiativă devine, se transformă în 3 proiecte de legi care sunt înregistrate în Parlament. Nimeni din opoziție nu are acces la textul nici al legii numărul 282, nici 283, nici 284. Remindesc, toate 3 proiecte au același număr de autori, 5 deputați a Partidului Democrat pe care i-am enumerat la începutul emisiunii. După care, abia dimineața, spre dimineață, aceste proiecte apar pe site-ul Parlamentului, deci este încălcată legea prin transparență decizională, n-au avut loc consultări publice, nimeni n-a avut acces la asta și în aceeași zi aceste legi sunt adoptate. Aceste proiecte sunt adoptate și devin lege. Haideți să le luăm pe rând. Este adevărat că acele teze care au fost lansate din biroul partidului de la guvernare, deci au fost selectate ca și mesaje pozitive care urma să umbrească sau să acopere orice altă curiozitate de a mai afla ce se, de fapt, unde e legea, despre ce vorbim și care alte elemente includ această lege. Este adevărat că se vede de la o poștă că nici autorii, cei doi care au apărut în fața publicului în ziua de marți, prim-ministru și președintele Comisiei Economiei, Buget și Finanțe, n-au văzut legea, pentru că nu era probabil că, și asta este dovedit prin faptul că ambii vorbesc despre 2 miliarde de lei, doar că prim-ministru vorbește ca și venituri adiționale la buget, urmare aplicării acestor reforme fiscale despre care dânsul vorbea, iar președintele comisiei vorbește despre 2 miliarde de costuri, adică de venituri mai puține la buget, și cum spune președintele comisiei, orice reformă costă, iar costurile respective ulterior vor fi identificate sursele de finanțare pentru că vor fi cu 2 miliarde mai puțin. Deci aici se vede foarte clar, oamenii vorbesc necunoscând de fapt ce urmează mai departe. Este adevărat că și la guvern, când ieri s-a discutat acest proiect de lege, am impresia că mulți membri din guvern tot nu erau la curent pentru ce au votat. Iar ziua de azi în Parlament arată foarte clar. Deci apare în noapte, în sfârșit, această lege, apropo, care diferă foarte mult de tehnica de redactare a textelor unei legi. E cu totul altceva și presupun că nu e scrisă de juriști sau de experți din domeniul public, așa? Iar deputații care au rămas în sală să voteze această lege, dacă îl întrebați pe oricine dintre ei, poate cu excepția câtorva, în linii mari nu o să vă răspund de ce au votat. Când credeți? Eu sunt sigur. Eu sunt sigur, pentru că... Cine dintre autori nu cunoaște ce a votat? Nu din autori, vorbesc de cei deputați care au votat azi pentru această lege. Ei doar au ridicat mâna, nu și în cunoștință de cauză pentru ce au votat sau care sunt elementele din această lege. Eu vă dau un exemplu. Azi, în dimineață, a fost anunțată înregistrarea unei legi Magnitsky în Parlament. Printre lista semnatarilor, printre cei 10, am văzut persoane care au semnat pentru legea Magnitsky și tot unii dintre ei sunt cei care au votat legea care azi partenerii ne spun că e o formă de spălare a banilor. Deci e contrar logicii ceea ce se întâmplă în Parlament. Apropo, unii parlamentari nu cunosc votează. Apropo, este foarte interesant că chiar în aceste clipe președintele țării Igor Dodon postează o postare care
ghiciți ei despre acest pachet de legi despre care vorbește întreaga țară și deja a venit reacția ambasadei SUA, delegației Uniunii Europene, femeiului și urmează să mai vină și alte reacții. Igor Dodon scrie pe Facebook despre proiectul de lege privind transmiterea ambasadei SUA a terenului pe care este amplasat stadionul Republican pentru construcția noului lor oficiu. Într-adevăr, este și aceasta o problemă, merită să fie discutată, dar probabil nu în ziua în care toată țara trebuie să fie cu ochii pe aceste proiecte de legi care deja au devenit legi, urmează doar să fie publicate. Dar trebuie de precizat un lucru, domnule Negruță, pentru cei care ne urmăresc și n-au fost atenți și n-au urmărit presa. Deja au apărut reacții extrem de negative din partea mai multor organe internaționale. Începem cu Ambasada Statelor Unite. Iată ce au plasat ei acum câteva ore pe pagina lor oficială. Ambasada SUA este extrem de dezamăgită de adoptarea legislației care va diminua capacitatea Moldovei de a combate spălarea banilor. Legea privind declarația voluntară și stimularea fiscală, numită și legea amnistiei capitalului, legitimează furtul și corupția și va dăuna climatului de afaceri al Republicii Moldova. Considerăm că această lege contravine angajamentelor pe care Guvernul Republicii Moldova și le-a asumat și această părere este împărtășită de partenerii internaționali de dezvoltare ai Moldovei. Cetățenii Moldovei au suferit deja consecințele infracțiunilor financiare majore. Infractorii ar trebui pedepsiți, nu răsplătiți. Poporul Moldovei merită mai mult. Exact aceeași reacție a venit și din partea femeiului, doar o clipă, dacă îmi permiteți, o citesc imediat. Comunicat urgent pentru presă a fost publicat acum o oră pe pagina oficială a Fondului Monetar Internațional, care a alocat nu de mult o tranșă. Opinia preliminară a experților femei este că pachetul legislativ de modificări bugetar-fiscale și măsuri de amnistie a capitalului, aprobat de curând, nu se aliniază de obiectivele programului susținut de femei. La concret, măsurile adoptate vor spori caracterul regresiv al sistemului fiscal, vor reduce gradul de conformare fiscală și vor expune sistemul bugetar fiscal unor riscuri semnificative. Experții femei analizează la moment implicațiile pachetului de măsuri adoptat în baza informațiilor ce parvin. Și la fel a apărut și reacția șeful delegației UE, Petre Mihalcă, doar că ea acum e în limba engleză, așteptăm să apară și variantă în română și vom citi. Dacă ne uităm atent pe aceste reacții care sunt din partea partenerilor de dezvoltare, nu se leagă cu ceea ce a declarat președintele Parlamentului azi în Parlament, cu reproșuri acide în adresa mai multor reprezentanți, fie a societății civile sau a oamenilor de aici din Republica Moldova. Vedem confirmările vin din partea experților de la instituții serioase. Din punctul ăsta de vedere, cu siguranță încercarea atunci în zi de marți de a arăta că uitați-vă punctele pozitive, da, de la diminuarea poverii fiscale, de la majorarea scutirilor personale de la 12.000 până la 24.000 va duce la o povară mai mică pe cetățeni. În realitate, când vorbim despre astfel de situații, nu poți să iei doar câteva elemente și să nu le spui altele, pentru că într-o zi, două, minciuna devine evidentă. Când vorbim de impozit unic... Unde s-a mințit? Haideți pe rând. Foarte unde simplu. S-a mințit? Când vorbim de cota unică la impozit pe venit de 12%, în formula în care a fost propusă, ea se obține pe două direcții. Prin reducerea cotei de 18% la 12%, la cât 18% acum se impozitează veniturile mari de la oamenii cu averi mai mari, iar cota de 7%, care se impozitează veniturile mai mici, așa, de până la 33.000, a fost majorată. A fost majorată până la 12%. Asta în jur de 2.500 de lei pe lună, sau un pic mai mult. Conform calculurilor care au fost prezentate și de noi de Transparency International Moldova, deci într-un buletin special din nou făcut ca și notă preliminară, se arată foarte clar. Beneficiarii de la această cotă unică este categoria de cetățeni cu venituri mari și foarte mari. Cei care sunt șefi de agenții, întreprinderi de stat cu venituri de peste 40.000, 100.000, mai avem și instituții ale statului care plătesc și astfel de salarii. Iată ce vor profita. În fiecare lună, în buzunarul lor, va rămâne câte 2-3 mii de lei în plus. Iar când în fiecare vorbim, lună, câte 2-3 de lei, exact, în plus. În fiecare dar lună. Cei săraci când, vor deveni și mai săraci pentru vorbim, că vor trebui să plătească în loc exact, de 7%, 12%. Exact. Când vorbim de cetățeni din sector, noi am luat analiza pe statistică, în agricultură, învățământ și în sănătate, unde oamenii au salarii mai modeste, ceea ce va rămâne în plus
la în buzunarul omului este 6 lei, 30 de lei. E posibil să ratăm asta la cameră, dacă e posibil? Deci asta se găsește și în materiale prezentate pe pagina noastră, unde se vede foarte clar grija pentru categorii de oameni cu venituri foarte mari. Cine pierd? Agricultorii? Nu e vorba de pierdere, e vorba că proporția venitului care rămâne de 6 lei în buzunarul omului din agricultură este net inferioară față de 2-3 mii care rămâne lunar în buzunarul altuia, de la faptul că s-a modificat cota impozitului. Apropo, Fondul Monetar face referință la chestia asta. Foarte voalat, dar detaliile urmează. Pentru că asta, în primul rând, ceea ce au propus ei, duce la o gaură în bugetele locale. Toate primăriile vor fi lipsite în total de o sumă ceva în jur de 700 până la 800 de milioane de lei anual. Pentru că impozitul pe veniturile persoanelor fizice este impozit partajat și de care depind bugetele locale. Cum de la centru? Cine a calculat și a prevăzut mecanismul de compensare pentru autoritățile locale? Noi putem să ne trezim mâine poi mâine când primăriile n-or să aibă cu ce plăti ce ține de activitățile lor. Domnule Gruțu, dar eu am dreptate locale. Când spun că această cotă unică a impozitului pe venit, ea este aplicabilă pentru țări în care există o masă critică mare de... Doamna Murat, din experiența altor medie, țări... De clasă medie. Exact. Când vorbim de experiența altor țări și Fondul Monetar și Banca Mondială are o experiență vastă în domeniul respectiv, este foarte clar să vede economii dezvoltate, unde ponderea clasei de mijloc este în jur de 70-80%, oameni cu venituri stabile, venituri decente, acolo se aplică cota unică. Când vorbim de societăți mai puțin dezvoltate, unde discrepanța între săraci și bogați este foarte mare... Sunt foarte mulți săraci și foarte puțini extrem de bogați. Care au venituri foarte mari, acolo se aplică cota diferențiată. O cotă de taxare mai mică pentru cei cu venituri mai mici și o cotă mai mare pentru cei cu venituri deci mai mari. Deci această egalare acum îi avantajează doar pe categoric cei bogați. Îi avantajează pe cei bogați și îi dezavantajează pe cei mici. De ce? Pentru că cei bogați cu venituri mai mari ulterior creează așteptări inflaționiste și creștere de prețuri, care ulterior cade pe seama celor cu venituri reduse. Apropo, toate trei legi din acest pachet, de fapt, avantajează și au grijă, poartă grijă celor cu bani mulți și bani murdari. Iată, despre aceasta vorbim după o scurtă pauză, după care eu vreau să explicăm clar, scurt pe doi, cum va fi posibil cu doar 3% din bani furați, de legalizat orice. Bani din offshore, bani, case din străinătate, iahturi, avioane, orice. Despre asta, după o scurtă pauză de publicitate, rămâneți cu noi. Continuăm să discutăm cu invitatul meu din această seară, Viceslav Negruță, dar vreau iarăși să revin la postarea făcută de către președintele Igor Dodon. Prima postare în această seară este extrem de important de atras atenție la acest lucru. În moment ce toată lumea, comunitatea internațională, societatea civilă, oameni de bună credință, cetățeni simpli discută aceste trei proiecte de legi care deja au devenit lege astăzi, iată ce scrie Igor Dodon pe pagina sa. Proiectul de lege privind transmiterea ambasadei SUA a terenului pe care este amplasat stadionul Republican pentru construcția noului lor oficiu, nu-l voi semna, chiar și dacă vom ajunge la suspendare. Să știe cetățenii că Dodon a fost suspendat din funcție pentru că a refuzat să cedeze pământ americanilor pentru construcția ambasadei. Eu aș vrea foarte mult astăzi pe pagina domnului președinte Igor Dodon, care, apropo, trebuie de recunoscut și-a respectat promisiunea de a veni la emisiunea mea până la sfârșitul acestui sezon. Noi urma să înregistrăm ieri un interviu cu Igor Dodon, doar că eu n-am putut din motive de sănătate, dar mi-a promis că vom reveni cu un interviu la începutul sezonului din toamnă. Dar eu tare mi-aș dori ca Igor Dodon, președintele țării, astăzi seara, să scrie următorul lucru. Eu, ca președinte, nu voi ajunge să promulg acest pachet de legi, pentru că este vorba de spălare de bani, pentru că este vorba de legalizarea banilor furați din sistemul bancar și banilor
vor murdari. Eu mai degrabă la asta m-aș fi așteptat, dar știți cum. Dar, toți putem visa. Referitor la această reacție vis-a-vis de ambasadă, ea a apărut probabil că după reacția oficială a ambasadei SUA. Câteva minute în urmă apropo aceasta. Dar este această sustragere a atenției? Nu exclud că este un mesaj, un text scris în altă parte și pus președintelui Dodon să o enunțe ca și reacție a autorităților de aici, a guvernării, la postarea făcută sau la mesajul făcut de ambasada SUA. Pentru că poate s-a încercat cumva de a le cumpăra loialitatea de a nu avea mesaje dure prin oferirea acestui teren, dar se vede că reacția a fost... De ce? Americanii pot fi cumpărați cu o bucată de pământ? Păi loialitatea cum, în stilul și în apucăturile care sunt aici la în Republica Moldova, nu exclud, pentru că încercările de a-i, cum se zic, potoli cu mesaje dure în adresa guvernanților, s-a încercat acest gest de oferire a teritoriului. Și acum mesajul i-a fost pus președintelui să fie vociferat că gata, terenul nu o să mai ajungă la voi pentru că ați fost foarte duri și ne-ați criticat pentru această inițiativă cu legislația fiscală și de amnistie. Vreau să revin un pic la situația cu amnistia din 2008, să readuc aminte că astfel de amnistii a capitalelor și amnistie fiscală a fost promovată începând cu 2007 și pusă în aplicare în 2008. Cât de straniu n-ar părea, marea majoritate a celor care au promovat atunci acum sunt la guvernare. Acum sunt la guvernare și atunci... Apropo, și Igor Dodon atunci și-a promovat. Da, și... Fiind ministrul economiei. Exact. Și exact acele note explicative care însoțeau acele legi scriau că cât de bine va fi după amnistia capitalurilor și amnistia fiscală și cât va avea de câștigat bugetul. În realitate, bugetul a pierdut cel puțin 600 de milioane de lei care au fost iertate ca și obligațiuni fiscale neplătite de mai mulți cetățeni, inclusiv cei care au știut despre amnistie și au beneficiat de amnistie. Unii au creat datorii special față de stat și nu le-au achitat, iar ca și investiții, practic n-a fost nimic ca și stimulant investițional aici de la legalizarea acelor capitaluri. Practic e vorba de 30 sau 60 de milioane care au fost amnistiate atunci. De unde atâta optimism că acum această amnistie va aduce ceva bun pentru dezvoltarea economiei? Noi vedem de fapt că această amnistie din acesta an, în 2018, a doua încercare, după prima încercare în 2016, este exact acea încercare de legalizare, de readucere a unor mijloace care au fost anterior extrase din sectorul bancar de aici și nu exclud alte mijloace care sunt cu probleme în alte jurisdicții și alții din diverse jurisdicții, de exemplu, care până acum au stat bine, mersi, în Malta, Cipru sau în Marea Britanie, ar vor putea primi să-și caute, or să-și caute să-și pune la adăpost anumite resurse aici în Republica Moldova. Devenim cetățeni ai Republicii Moldova prin acea lege exact, despre care am vorbit acum exact, o săptămână. Exact, asta este o altă filieră care domnule completează dar haideți, le-am promis oamenilor că le vom explica simplu de tot schema. Cum aceasta va funcționa? Eu folosesc acest cuvânt schema pentru că altfel n-am cum să o descriu. Iată să admitem că sunt eu director al Centrului Național Anticorupție. Să admitem. Nu pot, am ceva ascuns, nu pot declara. Dar am o soție. Soția poate declara? Cu siguranță oricare persoană, cetățean, poate să declare. Deci, chiar dacă nici nu deține mijloace, dar ulterior ca să servească ca temei pentru efectuarea de cheltuieli. Am înțeles. Oricare cum asta se va întâmpla? Deci, de exemplu, are cineva bani în offshore și... Are o grămadă de judecători care sunt extrem de vulnerabili. Noi știm de ce. Judecătorii au rude, nepoți cu mătri și așa mai departe. Cum asta se va întâmpla? Deci, banii din offshore se transferă în bancă din Moldova. Oricare persoană care are astfel de active sau resurse financiare declară suma care e supusă amnistiei, nu-i neapărat să arate suma că există, pentru că ea poate să fie și în afară, sau imobilul, activul. Dar nu trebuie poate să depună toată suma pe contul băncii. E suficient să declari suma care o obtrești prin amnistie și e suficient să plătești acele 3% din suma declarată. Asta la sigur?
Cu siguranță așa e. Iată, la declararea voluntară a mijloacelor bănești cu depunerea transferului acestor în contul bancar, subiectul declarării voluntare achită la bugetul de stat prin intermediul băncii o taxă de declarare voluntară de 3%. Dar el nu trebuie să depună acești bani în contul bancar. Dar cum în cazul dat cu activele? Deci aceeași procedură ca și cu banii, așa ar fi cu activele sub formă de bun material. Se declară, se plătește suma de 3% și după asta intră în posesie deja legalizată. Dar ceea ce este important, trebuie să înțelegem un lucru. Respectiva lege este exact canal de spălare de bani, de proveniență dubioasă și încercare de a readuce mijloace care sunt pasibile și sunt sub riscul de urmărire, sechestru și blocaj în jurisdicții străine. Odată trecute prin astfel de legi, aici, în Republica Moldova, cu achitarea acestei taxe de 3%, acest bun care a intrat în posesie pe cale frauduloasă, prin infracțiuni de orice natură, deja nu mai poate fi urmărită și este protejată de lege. Deci, iată, revin la anul 2008. Când s-a făcut amnistia capitalelor în 2008, până în ziua de azi, nimeni nu cunoaște numele celor care au beneficiat. De ce? Pentru că sunt protejați de lege. Doar anumite instituții ale statului au listele și știu numele. Legea prevede astfel de protecție. Respectiv, știți cum, în Republica Moldova, când vorbim despre furt de miliard, când vorbim de fraude care s-au întâmplat în energetică, în sector bancar, când vorbim de multe, multe alte lucruri, da? Deci să promovez astfel de lege, încerci în 2016, vreau din nou să aduc prin comparație. În 2016, pe 1 decembrie, același grup de deputați, 5 deputați în frunte cu Candu, depune pe 1 decembrie două legi, una cu amnistia capitalurilor și cea de-a doua cu cetățenii contra investiții. Legea e pusă în ziua când Fondul Monetar era la Chișinău. Lor nu li se spune nimic despre intenție. Pe data de 8 decembrie, dintr-o întâmplare, cineva găsește aceste proiecte de lege. Ea era pregătită și una și alta să fie adoptată exact așa, în două lecturi, fără discuții publice, și s-a întâmplat că acea lege a amnistiei a fost votată în prima lectură. Doar deoarece societatea civilă, partenerii de dezvoltare au început să facă gălăgie, legea a fost blocată, iar la insistența Fondului Monetar, pe 27 februarie 2017, același grup de 5 persoane au semnat, împreună cu Candu, au semnat cererea de retragere a legii amnistiei, nu și legii cetățeniei pentru investiții, pentru că ea a devenit lege, din păcate, ulterior și acum deja procedurile sunt cumva în derulare. Dar, să revii la aceeași idee, acum, în 2018, pentru că au experiența când au fost demascați, da? Ce au făcut? Legea n-au publicat-o, nicăieri, ca proiect, ca inițiativă. Nimeni n-a avut posibilitatea să se dea cu părerea pe subiect și predicat ce este inclus aici, cu intenția că în două lecturi repede să trece, îi punem în fața faptului împlinit pe toți, pe ambasade, parteneri, Uniunea Europeană, Fondul Monetar, și după asta încercăm să negociem cu dânși. Vreți, ne ajutați, nu vreți, noi, iată, vin bani la buget readuși prin astfel de formule. E totuși comunitatea. Da, eu m-am adus aminte, eu am citit foarte atent. Aici vă trebuie de prezentat inclusiv la fisc până pe 1 februarie 2019 extras din contul bancar la sfârșitul zilei de 10 decembrie 2018 a mijloacelor bănești declarate voluntar. Deci, pe data de 10 decembrie, tu trebuie să ai acești bani în cont, pe 11 poți să-i transferi oriunde vrei. Și dacă cu aceeași sumă, 10-20 declară. Exact. Sunt portițe câte vrei de ocolire a procedurilor respective. Iată ce este interesant, a mai scris fostul viceprim-ministru și ministru al economiei Alexandru Muravski, acum câteva clipe pe Facebook. Пока вся дискуссия по принятой парламентом налоговой реформе идет вокруг введения единой ставки подоходного налога и легализации собственности, но есть еще одна фишка – снижение НДС с 20 до 10% для отелей, ресторанов и кафе. Авторы объясняют, что это сделано для стимулирования туризма.
В туристический бум что-то слабо верится. А вот то, что отели, рестораны и кафе являются прекрасными прачечными для отмывания грязных денег, гораздо ближе к истине. Mai mult ca atât. Eu am să adaug la ceea ce spune domnul Муравский. Aceste trei industrii din Horeca, da, pe lângă faptul că sunt industrii în care se spală milioane, ele sunt industrii care ulterior mai și extrag bani din buget. Cum? Simplu. Tot ce ține de taxă pe valoare adăugată este clar când e cotă unică. Când e vorba de cote diferite de TVA, standard e 20, iar aici se introduce 10, deci hotelurile, restauranturile și cafenelele vor cumpăra materia primă cu 20%, iar ulterior realizarea merge cu 10%. Deci obligațiunile pe TVA, din nou, este o schemă, o inginerie financiară despre care specialiștii specializați, și ei sunt mulți, din păcate, în Parlamentul Republicii Moldova. Anume pe aceste scheme. Deja văd cum mâine trolii PD vor începe să scrie că Morari spală bani prin cafenea, o propagandă. Deja văd cum asta se va întâmpla. Precis. Deci, se va pune accent numai pe asta. Deci, eu cred că cota unică la TVA este unica soluție pentru a diminua aceste stimulente de spălări de bani ce țin de, în special de TVA. Și aici este o greșeală enorm de mare prin reducerea cotei de la 20 la 10. Domnul Muravski are perfectă dreptate. Cum și altele? Pentru că noi am vorbit despre impozit pe venit persoane fizice, reducerea de la 18 la 12 și creșterea de la 7 la 12, cota unică. Dar noi vedem că toate afacerile, cazinourile și industria jocurilor de noroc se reduce impozitul până la 12, anterior era 15. Câștigurile din loterii, deci care toate sunt industriile în care potențial se pot spăla toate bani, toate distracțiile. Da, se pot spăla bani, exact, pentru că e mai ușor. Exact. Se reduc impozitele. Iată ce scrie Dumitru Vicol, un expert în finanțe și bănci din Londra. Caz ipotetic. Londra fiind un oraș plin de bogătași, Dumitru trăiește în Londra, știi despre ce scrie. Caz ipotetic. Londra fiind un oraș plin de bogătași cu averi ilicite, nu ar fi greu să găsești pe cineva care dorește să-și înălbească averea. Eu aș putea găsi vreun rus și să-i propun să cumpere vreo 10% din Air Moldova. Rusul îmi dă mie $1,000,000, eu mă duc în Moldova, fiind cetățeanul Republicii Moldova, îi declar voluntar și plătesc o taxă de $30,000 conform legii 284. Le zic autorităților că am câștigat $1,000,000 din personal trading pe piețele financiare. Cum va putea să mă verifice? Nicicum. Cu acești $1,000,000 cumpăr vreo 5-10% din Air Moldova. Rusul rămâne proprietar de facto a celor 5-10%, iar eu primesc dividendele din acțiuni ca comision pentru serviciul oferit. Se poate de început depus anunțuri în ziare pentru prestarea acestor servicii. Crește Moldova cu bani murdari. Și apropo, să nu uităm că exact în aceeași zi a fost scoasă la privatizare o grămadă de întreprinderi, da, gustoase. În aceeași, vă rog, zi s-are în vedere zi, astăzi. Spuneți, care întreprindere a fost scoasă? Și cel mai interesant este că scoaterile respective la privatizare se face în perioada când, de regulă, lumea e în concedii. Și cei care urmăresc și supraveghează și cei care fac tranzacții de achiziții și de vânzare. Statul scoate la vânzare Air Moldova. Exact ca și cu concesionarea aeroportului în 2013. Exact. Aceeași perioadă. Concurs are loc, închis, are loc în august. Exact. Deputații pleacă în concediu, imediat se încep procedurile de concesionări și de vânzări de active. Care întreprinderi au fost scoase astăzi la privatizare? În afară de Air Moldova. Sunt mai multe. Deci eu presupun că există și o listă pe pagina Agenției Proprietății Publice, dar cel mai, hai să zic așa, important activ este Air Moldova. În total, da, Tutun CTC, am găsit listă, Tutun CTC, Barza Albă, Hotelul Zărea, Combinatul Poligrafic din Chișinău, Fabrica de Sticlă din Chișinău, Air Moldova. Și ce este interesant, exact ce ați spus dumneavoastră, ofertele
pentru privatizare pot fi depuse începând de mâine, 27 iulie, până în data de 4 septembrie. Exact. Deci ei iarăși ne-au depus. Exact. Pentru că exact. Toate piețele financiare din întreaga lume, de la sfârșitul lunii iulie până la începutul lunii septembrie, tot sunt în concedie. Și din activele care au fost azi anunțate ca și expuse la vânzare, statul ar pretinde să încaseze ceva mai mult de un miliard de lei. Și aici, din nou, prin astfel de privatizări, tot e o formulă de readucere poate a anumitor resurse care anterior au fost extrase din bănci, resurse care au aparținut cetățenilor Republicii Moldova. Și deja fiind alt proprietar acelor resurse, murdare, acum se legalizează prin astfel de achiziții. Să nu uităm că deja au fost create și anumite companii specializate în investiții de gen Moldovan Investment Company, companii specializate din Dubai. Investiții din Dubai, care și oferă la pachet probabil și cetățenie, dar și posibilități de a investi în astfel de active prin privatizare. Domnul Grăță, eu vreau obligatoriu să citim articolul 11 din această lege. Eu nu vreau foarte tehnic să construim discuția de astăzi, dar articolul 11 este extrem de important. Deci, doamna Mare, dar poate până la articolul respectiv, eu să citez din articolul 1. Eu n-am întâlnit în experiența mea, nu știu dacă alții au întâlnit, când se face o lege, se spune că legea respectivă este în concordanță cu legea cutare sau nu știu cu codul cum. Cu comitetul manival. Ce scrie aici, în legea cu privire la declararea voluntară și stimularea fiscală? Scrie că prevederile prezente legi nu sunt în contradicție cu standardele internaționale. Deci nu se spune că ele sunt conforme standardelor internaționale, dar spune că nu sunt în contradicții. Deci este chiar în tehnica legislativă, cred că e prima dată întâlnesc astfel de lucruri. Iar înainte de a pleca iarăși în pauză de publicitate, vreau să citesc foarte atent articolul 11. Vă rog să fiți ochi și urechi. În primul rând urechi, ca să înțelegeți ce fel de garanții vor primi acei oameni care vor declara bunuri, bani, cote părți din diferite întreprinderi, valori mobiliare, imobiliare și așa mai departe. Articolul 11 sună în felul următor. Garanții oferite subiecților declarării voluntare. Statul, în persoana autorităților publice, garantează subiecților declarării voluntare următoarele. 1. Subiecții declarării voluntare nu pot fi urmăriți pentru neachitarea impozitelor, taxelor, a altor plăți în bugetul public național, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat, a primilor de asigurare obligatorie de asistență medicală aferente bunurilor declarate voluntar. B. Bunurile declarate voluntar conform prezentei legi nu pot constitui, atenție, obiectul unei cauze penale pornite în temeiul articolului 244 Cod Penal. Și C. Nu se admit pe viitor niciun fel de măsuri discriminatorii în privința subiecțelor declarării voluntare aferent bunurilor declarate voluntari. Deci ei vor declara și nu de doamne, cineva pe urmă să pornească vreun dosar penal pe acei bani pe care ei i-au scos, i-au întors în Republica Moldova din offshore-ul, pentru că ei prin această lege pe care astăzi au adoptat-o doar cu voturile lor, în lipsă oricărei fracțiuni de opoziție, în lipsă dezbaterilor publice, cu critici dure din partea organizațiilor internaționale, ei prin această lege își garantează că niciodată nimeni nu va avea dreptul să pornească vreo procedură penală și să-i deposedeze de aceste averi. Eu cred că ei acum stau și tremură, dar mie îmi pare că orice om treaz la cap aici ar începe să râde, pentru că primul lucru pe care trebuie să facă următoarea putere, și asta este clar, să vină și să taie în varză această lege. Și absolut tot ce ați declarat, absolut tot ce este legal, cred credeți-mă, trebuie să devină subiect al unei proceduri penale. Exact, e de râsul găinilor, sincer, e de râsul găinilor. Da, dar ei de regulă au un argument. Din moment ce e lege aplicată și a avut efect juridic, ulterior nu mai pot să întorci lucrurile înapoi. Tot timpul s-a invocat principiul ăsta prin absurditate, dar autoritățile au făcut chestia asta. Domnule Gruțu, dar nu există termenul de prescripție, nu poate exista termenul de prescripție într-o
fraudă bancară de genul pe care noi am avut. Deci va fi posibil. Doar un pic. Să nu dormi liniștit. Acest principiu de efect juridic l-au invocat atunci când era vorba despre legea convertirii datoriei pusă pe seama cetățenilor de la jaful miliardului și nu se poate de întors înapoi pentru că a avut efect, deși că nu avea efect la momentul acela. Dar când vorbim despre... Eu cer scuze, este foarte important. Acum mai multă lume scrie pe sub live-ul nostru pe Facebook, se blochează, se pierde legătură, blocat, se întrerupe. Asta e. Deci, în momentul în care noi citeam ce fel de garanții primesc acești oameni, pe Facebook lumea nu ne poate urmări. Eu cer scuze. Noi vom încerca poate să verificăm în timpul pauzei live-ul. Dacă nu va merge, îl vom reseta. Это видец, блокад, ей придут элегатура, лумен терупи. Я нич макар не могу читать туати мессажи, потому что шеломинеса блокад. Блокируют точно, блокад. Сентерупи ретрансмиссия, ну мерджи, бруяза эмиссионя. Это, аста не скрия кум луме, директ онлайн в нострой пи Фейсбук, а колу нди не платя румари туати диаспора. Врел с пунктезен кун момент, че цени де артикулу, пекаре лац читать, cu garanțiile, da? Deci cert este că această lege ar pune cruce pe tot ce se cheamă investigații cruel, pe tot ce se cheamă urmărirea banilor ulterioară pentru a recupera mijloacele aici. Și mie este nu că straniu, că de fapt probabil că e și explicabil. Cum cei care au invitat compania Kroll și au semnat contract pentru acea muncă făcută în favoarea băncii naționale, tot ei au votat și acest pachet de legi azi fără nicio remușcare de... Deci, acum live-ul nostru s-a restabilit, mai multă lume ne-a rugat să repetăm textul articolului 11, ce fel de garanții vor primi aceste persoane care urmează să declare bănișorilor din offshore-uri. Despre asta, după scurtă pauză, rămâneți cu noi. Deci, despre ce noi, de fapt, vorbim astăzi? Despre faptul că dacă dumneavoastră sunteți un om cinstit și ați lucrat 20 de ani sau 30 la stat, ați plătit impozite, ați lucrat extrem de transparent, sunteți un prost sau o proastă. Pentru că astăzi, democrații, împreună cu partenerii lor de majoritate, au adoptat un pachet de legi care lor le permite să legalizeze banii care au fost furați timp de ani buni. Dar cel mai strașnic, bani care au fost furați din fraudă bancară din anul 2014-15, despre care încă urmează să aflăm foarte multe eu discut cu Vyacheslav Negruță, dar domnule Negruță, ați văzut, înainte de pauză la noi a fost blocat retransmisia live pe Facebook și mai multă lume ne-a rugat să repetăm textul articolului 11 din acest deja lege. Eu continuu să spun proiect de lege, dar de fapt ea deja a devenit lege pentru că a fost adoptată chiar în două lecturi astăzi. Este vorba despre articolul 11, garanții oferite subiectelor declarării voluntare. Statul în persoana autorităților publice garantează subiectelor declarării voluntare următoarele. A. Subiecții declarării voluntare nu pot fi urmăriți pentru neachitarea impozitelor, taxelor, a altor plăți în bugetul public național, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală aferente bunurilor declarate voluntar. B. Bunurile declarate voluntar, conform prezentei legi, nu pot constitui obiectul unei cauze penale pornite în temeiul articolului 244 Cod Penal. Și ce? Nu se admit pe viitor niciun fel de măsuri discriminatorii în privința subiectelor declarării voluntare aferent bunurilor declarate voluntar. Хорошо устроились, я уж понял. Deci asta de fapt și descurajează cetățenii care sunt onești și corecți cu legea atunci când ești corect și ai un salariu relativ mic, relativ pentru un agricultor, pentru un medic, ceea ce ziceam noi,
îți plătești toate impozitele și vine o inițiativă legislativă care îți majorează impozitul de la 7 la 12 și vezi pe de altă parte când cei care huzuresc cu venituri și proprietăți obținute pe căi ocolitoare n-au plătit niciodată poate impozite, lor li se propune, unu, să-și legalizeze toate averile, să plătească la stat 3% din costul acestor averi, iar impozitele ulterioare se reduc de la 18% la 12%. Industria distractivă din nou va înflori ca venituri în sensul respectiv. Sigur că asta pe cei corecți cu legea îi descurajează și ei ar trebui să înțeleagă foarte clar că noi toți, ca și contribuabili, avem dreptul să întrebăm de autorități de ce astfel de legi sunt promovate acum, înainte ca să fie investigată frauda miliardelor, înainte ca miliardele să fie readuse acasă și responsabilizați cei care s-au făcut vinoveți de ceea ce s-a întâmplat aici, cei care au participat direct, cei care au participat indirect, cei care au fost beneficiari direct și indirect acestor mijloace, trebuie să poartă răspundere. Noi vorbim azi despre aceste legi care vedem și reacția străinilor, dar mai sunt încă câteva proiecte care unele mai transparent plasate pe pagina Băncii Naționale, altele abia sunt scrise și nu exclud mâine să apară cumva și votate prin deci, Parlament. Deci ne mai așteaptă surpriză? Care prevăd că Banca Națională poate fi condusă de la distanță. Din afara Băncii Naționale. Este așa un proiect de lege pe care îl promovează Banca Națională. Deci, și am să dau citire, pentru că scrie așa, guvernatorul, prin viceguvernatorul și viceguvernatorii pot realiza o parte din atribuțiile conferite prin lege sau prin împuternicire ce țin de organizarea și conducerea activității băncii din afara sediului Băncii Naționale, de la distanță, știți, stai undeva departe de la televizor, de la telecomandă, conduci cu Banca Națională. Ce înseamnă că asta e... Deci, asta despre ce? Exact despre ce vorbim. Din sediul Partidului Democrat poate fi poate guvernată Banca Națională. Poate fi de oriunde. Națională. Sau alt proiect pe care ni l-a fost prezentat, așa, mai neoficial, în care scrie că toate persoanele care au lucrat la Banca Națională și care lucrează sunt scutite de orice urmărire, ceea ce ține de... urmărire penală și administrativă pentru acțiunile sau omisiunea îndeplinirii unor acțiuni în cadrul procedurilor arbitrale la care au fost împuterniciți să participe de către Banca Națională. Adică dacă a fost împuternicit cu anumite acțiuni, deci pentru acțiuni și omisiunea îndeplinirii acțiunilor împuternicite, este scutit de orice urmărire. Sau persoanele care au lucrat în Comitetul Executiv și în Banca Națională, care au avut în responsabilitate, atenție, supravegherea activității băncilor comerciale, cei care lucrează și cei care pleacă. Deci, ulterior, li se garantează indemnizații lunar în proporție de 50% din salariul de funcție după ce au plecat din Banca Națională. Asta ce-i taxă de tăcere? Eu sunt șocată. Taxă eu pentru sunt tăcere. Șocată. Deci, uitați-vă, sunt câteva elemente, alte elemente azi adoptate în Parlament care arată foarte clar această pornire de a proteja, de a împiedica investigarea și de a proteja beneficiarii și persoanele implicate în tot ce s-a întâmplat furtul miliardului. Domnule Grăță, țineți minte ce întrebare eu v-am pus? Țineți minte ce întrebare eu v-am pus săptămâna trecută? Asta a fost ultima întrebare în misiune. Eu corect înțeleg că cei care au promovat astăzi aceste legi sunt, de fapt, orică adevărații autori ai furtului din sistemul bancar, ori oamenii care au beneficiat din furtul din sistemul bancar. Doamna Morar, eu am să vă spun exact așa cum o spun și de fiecare dată. Toate acțiunile care s-au întâmplat după noiembrie 2014 și până în ziua de azi arată foarte clar că s-a avut grijă ca evenimentele din 2014 să se întâmple exact așa cum s-au întâmplat, cu extragerea de miliarde din băncile comerciale, ulterior din rezerva Băncii Naționale, ulterior convertit în datorii de stat. Toate aceste persoane aflate la guvernare, acum în Parlament, anterior în guverne, începând din 2014 încoace, au fost persoanele care, într-un fel sau altul, au determinat deciziile politice care veneau să asigure confort și protecție persoanelor care au beneficiat sau care au fost implicate în extragerea mijloacelor din Republica Moldova. Această găselniță de azi nu este altceva decât
legalizarea ilegalităților admisă anterior. Asta este, de fapt, punctul final în toată opera jafului, miliardului care s-a întâmplat în Republica Moldova din 2014 încoace. Tot terenul cu modificări de legi. Aduceți-vă aminte foarte atent deciziile de asumare de răspundere din 2014, când practic s-a facilitat cu dreptul de a acorda garanții de la stat, cu multe alte lucruri, și toate deciziile ulterioare, ele sunt la limita legalității, ele sunt unele chiar ilegale, dar care au dus la extrageri de mijloace și acum readucerea mijloacelor, ele au fost extrase, ele sunt împachetate în diferite jurisdicții. Kroll spune foarte clar în care jurisdicții și cât sunt plasate ca resurse. Acum împachetările astea trebuie despachetate și să fie folosite aici în Republica Moldova, doar că deja proprietar nu mai este cetățeanul care a avut depozit în banca comercială în 2014 sau cetățeanul care prin banii trimiși de peste hotare a contribuit la formarea rezervei valutare la Banca Națională, care ulterior a fost dată ca și compensare la băncile comerciale. Acum mijloacele respective vin acasă, se despachetează și proprietari deja sunt acei beneficiari direct și indirect despre care vorbim. În mare măsură legați de către, sau sunt prin preajma acestor grupuri politico-oligarhice care iau decizii în Republica Moldova. Dumneavoastră mai spuneți grupuri la plural? Bine, eu zic de grupuri abstract, dar e vorba de un grup, exact. Pentru că la singular, exact, e clar. E vorba de un grup. Pentru că iată, vedem că astăzi Adrian Candu acuzat pe Lidimie de furtul miliardului. Ar trebui să-i scuturăm, să vedem dacă mai cad bani din ei. Da, eu propun să scuture pe Maria Ciobanu, precis din ea. Iată, jumătate de miliard din doamna Ciobanu va cădea, sigur. Cinismul cu care se reacționează absolut de către autoritățile care promovează astfel de legi este inimaginabil, pentru că toate stenogramele, începând din 2014, care au fost ca ședință de guvern, și mai sunt alte stenograme ce țin de dezactivarea butonului la anumite instituții și alte lucruri, arată foarte clar și indică persoanele sau grupul direct sau indirect conectat la acest furt al miliardului în diverse perioade de timp. Noi suntem deja pe finalul emisiunii. Vreau să întreb, dar politic vorbind... Doar un pic, să finalizez. Dacă grupul de la putere care se află azi, grupul politic, da, ar fi avut interesul investigării și recuperării miliardelor, cu siguranță nu avea să vină cu astfel de proiecte. Cu siguranță avea să pornească procedurile de urmărire mult mai înainte. Haideți să admitem că iar mâine... cei vizați în raportul Kroll deja aveau să întoarcă banii înapoi. Să admitem că mâine Eduard Haruncin împreună cu Zumbreanu și doamna Bițișor se trezesc dimineață, nu știu, primesc așa, se iluminează de la Dumnezeu și înțeleg că noi avem toată puterea să devenim independenți și să investigăm fraudă bancară. Și încep să o investigheze. Doar că asta va mai lua ceva timp și în momentul în care ei vor demonstra cine, cum și ce au făcut, toate averile, toți banii vor fi deja legalizați, pentru că până pe 1 februarie 2019 am mai rămas aici jumătate de an. Ei vor putea ceva să mai facă cu asta? Pentru că, iată, vedem articolul... despre garanții. Articolul 11. Exact, ați vorbit despre garanții. E clar. Mod politic vorbind, domnule Gruțe, acea clasă politică care adoptă asemenea legi, ea se gândește că mai are încă foarte mulți ani la putere? Sau e o gândire de lungă durată sau de scurtă durată? Știți, eu mă uit cu câtă râvnă și insistență s-a dat cu piciorul în partenerii din Uniunea Europeană ultimele două săptămâni, instituții care au cerut Republicii Moldova să impună supremația legii sau funcționarea justiției. Azi vedem cu cât insistență se revine din nou cu acest proiect de lege, iar reacțiile celor de peste ocean, a Fondului Monetar, din nou a delegației Uniunii Europene, arată foarte clar că autoritățile au ca scop izolarea Republicii Moldova și mai departe se dirigeze pe bunul plac și să gestioneze inclusiv resursele date, legalizate aici în Republica Moldova.
Și noi am auzit și declarații. Nu ne interesează condiții și condiționalități care sunt în acordurile noastre internaționale. Noi să acționăm așa cum ne place nouă. Deci este un mesaj foarte stângaci, să zic așa, care de fapt conturează Republica Moldova pe de o parte ca o dictatură, un regim dictatorial aici, a unei persoane sau a unui grup în preajma acestei persoane, și pe de altă parte un fel de offshore care vine să transforme Republica Moldova într-un hub regional de spălare de bani. De fapt, e vorba de zonă de risc și risc de insecuritate pentru toți în preajma noastră. Și cu siguranță va fi tratament pe măsură din partea tuturor, în special a celor din Uniunea Europeană. Eu tare nu-mi doresc ca cetățenii Republicii Moldova să fie cei care suferă din cauza acestei decizii de izolare a Republicii Moldova pe care pedalează autoritățile. În 2013 și 2016 autoritățile la fel au aplicat autoizolarea Republicii Moldova. Când au dat cu piciorul un memorandum cu Fondul Monetar, că au zis că au nevoie de libertate, că e vorba de electorală și nu vor să fie atașați la anumite angajamente. Cu cine am ales? Ne-am ales în 2014-2015 cu fraudele bancare. Acum lucrurile sunt mult mai complicate, pentru că e vorba nu doar de aspecte bancare. Lucrurile au luat proporții probabil cât de necontrolat deja și noi de fapt ne transformăm toți ca societate în ostaticii unui ostatic. Și asta de obicei, politic vorbind, ce sfârșit poate avea? Sfârșitul, de fapt, este previzibil. Orice regim de genul respectiv o termină la fel. Puterea este schimbată, fie că e vorba de revoluții sau măsuri mai, cum să zic, mai pașnice, dar rezultatul de regulă este previzibil. În unele situații asta durează 70 de ani, în alte situații, pentru că azi lumea este mult mai dinamică, s-ar putea să se întâmple mult mai repede. Deci, faptul că puterea să ține, inclusiv prin promovarea unor astfel de legi, de acele mijloace, de cele bunuri, de cele active de care au intrat în posesie, de care depind, pentru că toată activitatea acestui grup care azi este în politic, de fapt, toți cei care sunt în preajmă, fie că e vorba de mijloace media, fie că e vorba de afaceri, de alte industrii care se dezvoltă, sunt conectate la aceste fluxuri financiare sau miza este pe acest flux financiar care trebuie să revină și să-i deservească mai departe. Miza e atât de mare că ei sunt gata, politic, să întoarcă Republica Moldova inclusiv din direcția pro-europeană în altă direcție, în întuneric. Domnule Gruțu, de iată, dacă vorbim și, politic, da, deci și ultima întrebare pe sfârșit, n-am cum să nu întreb despre omul care a devenit acum, nu știu, cel mai discutat personaj din țara noastră în ultima săptămână, Ilan Șor. Noi, conform acestei legi care a fost adoptată astăzi, conform articolul 3, oamenii care nu pot fi subiecții declarării voluntare a bunurilor sunt persoanele fizice, cetățenii Republicii Moldova, care au fost condamnate pentru infracțiuni comise în bănci, Invest Privat Bank, Banca Socială, Banca de Economie, Unibank, și la fel subiecții care, persoane fizice, cetățenii Republicii Moldova care au fost subiect a investigațiilor financiare, a serviciilor prevenire și combaterea spălării banilor sau au avut statut de bănuit, deci nici măcar condamnați nu au fost. Acum vă întreb, reiese că Ilan Șor nu poate fi De ce vă complicați cu astfel oamenii, de prevederi oamenii din anturajul, oamenii din anturajul lui ar putea să declare toți banii? Dacă ne uităm atent la declarația pe venit și proprietate care a fost prezentată de către primarul de Orhei, omul e plin de datorii și nu are active pentru a veni să le legalizeze. Iar tot ce ține de oamenii din preajmă, deci, dacă deschidem raportul Kroll și dacă legea la asta face referință ca și investigații financiare, atunci toți sunt pasibili de urmăriri în continuare și respectiv ar trebui să poartă răspundere în continuare. Alta e că nimic nu se întâmplă. Și aici deja întrebări multe față de autorități, față de instituțiile statului care ar trebui să investigheze de unde, care e proveniența fondurilor care sunt cu nemiluita împărțite la stânga și la dreapta într-o anumită localitate. Și atunci s-ar putea să avem și răspunsuri pe măsură, dar pentru asta trebuie să avem instituții.
instituții funcționale, pentru asta trebuie să avem justiție independentă, pentru asta sunt multe ingrediente care azi lipsesc în Republica Moldova, la care ne atrage atenție și Uniunea Europeană, și partenerii americani, și alte instituții mai specializate, cum este Fondul Monetar sau Banca Mondială. Domnule Gruțu, eu mulțumesc extrem de mult pentru această discuție. După mine ea a fost pe înțelesul tuturor, dar pentru cei care n-au reușit să urmărească emisiunea de astăzi, eu obligatoriu voi vorbi cu colegii mei, noi o vom da în reluare luni, în data de 30 iulie, dacă nu greșesc, luni imediat următoare, la ora 21:30, ca inclusiv și vorbitorii de limba rusă să audă ceea ce astăzi a povestit și a explicat domnul Vyacheslav Negruță, fost ministru al finanțelor și expert Transparency International Moldova. Eu mulțumesc foarte mult pentru această discuție, iar eu vreau aici să-mi iau un rămas bun din numele echipei TV8, care mâine încă mai rămâne cu dumneavoastră, pentru că noi, din păcate, suntem nevoiți să anunțăm un concediu forțat neplătit, pentru că așa sunt timpurile. Dar înainte ca să vă explic toate aceste lucruri, eu totuși vreau să spun câteva cuvinte despre Elon Shore. Timp de 3 zile, din motive de sănătate, n-am putut modera emisiuni, dar credeți-mă, foarte tare m-a ardea să vorbesc despre Elon Shore, pentru că urmăream toate ieșirile lui, atacurile la adresa opoziției, atacurile la adresa societății civile, ieri la adresa ONG-urilor, atacurile la adresa jurnaliștilor. Eu vreau totuși să reamintesc doar câteva citate din ceea ce a reușit el să declare acum o săptămână. Ascultați foarte atent. Я обещаю, они у меня будут висеть на арке. Каждый. И каждый будет делать с ними, что посчитает нужным. Потому что они негодяи, сволочи, негодяи, паскуда. Задавим их, задушим. Вы негодяи и твари, и мы вас задушим. Они, я не побоюсь этого слова, животные, и мы их накажем. Запомните, мы вас будем ждать везде. У дома, в темных переулках, и с соседям расскажем, кто вы такие на самом деле. Замочим их в сортире, закатаем в асфальт. Мы будем их давить, как последних мышей, под плинтус, чтобы эти твари прятались от нас. Eu personal cunosc pe Elon Shore și de ce mă voi adresa lui în limba rusă. Здесь, на самом деле, мало что есть комментировать. На прошлой неделе Elon Shore... Вы, ты, мы на самом деле всегда обращались на ты. У нас несколько раз состоялись разговоры, потому что я старше тебя, Илон. Ты говорил о нашем телеканале, о телеканале ТВ-Опт. Ты нас атаковал. Ты атаковал меня, назвав меня девушкой с пониженной социальной ответственностью. То есть ты меня назвал публично проституткой. Мне все равно, как ты меня называешь. Мне не все равно, что ты говоришь о нашем телеканале. Мне не все равно, что ты говоришь о моих коллегах. Мне все эти дни было интересно, что обо всем этом подумал бы твой отец. Потому что я знаю лично многих людей, которые к нему продолжают относиться с очень большим уважением. Я думаю, что все эти дни, на протяжении недели, твой отец на небесах, я надеюсь, что он на небесах, очень горько плачет, потому что ему безумно стыдно за то, что он оставил после себя. И мне кажется, это самое страшное, с чем человек может просыпаться по утрам, с тем, что его родителям за него может быть стыдно. И это все, что мне есть сказать про Илона Шора. Да я и чашвряс из пункта, а тончкан прокуратура генерала из пункта моя штяпта, плынджер дим партия прессе, кариси симте аминицата, ар трибуй сану аштяпты, пентрука дупа асименя декларации, инклюсив ла адреса журналиштлор, пентрука ну питуате лям читит астаз, я говорит, ну требуй са аштяптац, но и савинимши са дебунем плынджер, пентрука тончкан, дегземплу, о персона есть виолатыши, дупа часто есть старе психологика неадеквата, ши нуш поате, ну что, ну се поате адуна, ка се винила прокуратура генерала се депуна у плинджера, ста ну он сям нека прокуратура генерала, ну требуе се се ауто се сизезе. Дече ја чест аргумент, ка ну требуе се виним, ши се депунем плинджер, ми ем паре абсолут ка зуд дин чер. Ио кјар аштепт, ка читацяну Илон Шор се фие трасла распундери, пентру ка ио персонал Наталия Морар, мам сим цит екстрем де аменинцата де ел, ка ио он фикаре сяра, кан винду по емисюнин, кар ел критик inclusiv pe el, vin acasă singură, pentru că eu n-am mașină.
Eu nu întotdeauna vin cu taxe. Eu trăiesc într-un bloc în care în curte nu este lumină, la fel ca și mulți colegi de-ai mei. Și eu în fiecare seară revin acasă și intru într-o scară de bloc în care nu este lumină. Și eu chiar mă simt amenințată de lanșor care îmi spune că он будет ждать меня под каждым деревом, у каждого угла и у каждого дома. Și eu chiar vreau, Procuratură Generală, dumneavoastră să luați ca atare ceea ce am spus eu astăzi. Eu mă simt extrem de amenințată de asemenea oameni ca Elon Shore. Dar atunci când tu te simți amenințat de așa oameni ca Elon Shore, cei ce ție îți dă puteri sunt oameni adevărați ai țării. Și atât acum eu vreau să-i mulțumesc. Dumneavoastră, săptămâna trecută, joi, ați auzit de la noi că noi riscam să rămânem fără lumină. Slavă Domnului, noi n-am rămas fără lumină pentru că a reușit să ajungă la noi un tranș de grant de la European Endowment for Democracy și îi mulțumim pentru acest lucru. Dar mult mai important este ceea ce se întâmpla de atunci în fiecare zi. Eu vreau pe această cale să-i mulțumesc pe oamenii care continuau să vină la noi, la televiziune, pentru că noi n-am reușit încă să deschidem contul bancar și care aduceau bani la noi, bani cash, ca să ne susțină. Eu vreau să-l mulțumesc pe Silvestru Mihai. Vreau să-l mulțumesc pe Rotaru Igor, pe domnul Vasile, care n-a dorit să-și declare numele și a adus 200 de lei. Rotaru Igor a adus 1000 de lei, Silvestru Mihai 400 de lei. Anatolia a dat 100 de euro. Oamenii din Ialoveni cu care eu m-am întâlnit săptămâna trecută în cadrul campaniei Stop False, pensionarii, oamenii amărâți de soartă, au donat unul câte unul în total sumă de 2200 de lei. Eu am început să plâng pentru că în asemenea momente n-ai cum să reacționez. Dar asta este extrem de important pentru noi în asemenea clipe. Astăzi a venit o doamnă, o pensionară din Băcioi, schimbând două microbuze ca să ne aducă ea personal 1000 de lei din partea ei și 250 de lei din partea colegii ei, unei doamne doctor, care presupun eu că n-are un salariu care o va face să se bucure de apropo această cotă unică de impozit pe venit. La fel vreau să mulțumesc pe o altă pensionară care a dorit să-și păstreze anonimatul, dar ea a promis că lunar din pensie ei va oferi câte 1000 de lei nouă. Noi vă mulțumim foarte mult pentru acești bani. Mâine noi facem un TO la încă o mașină a noastră. Noi am reparat câteva condiționere. Deci noi avem multe lucruri pe care le vom face din acești bani. Noi pe toate le vom declara. Iar acum vreau să vă anunț că noi în sfârșit am reușit să deschidem contul nostru pe Patreon și contul nostru pe PayPal, acum colegii mei vor arata care sunt adresele. Din păcate, noi încă n-am reușit să deschidem cont bancar, pentru că noi trebuie din nou să trecem toată procedura pentru a deschide un cont separat pentru transferurile, donațiile dumneavoastră în Banca din Republica Moldova, dar pe Patreon și pe PayPal deja ne puteți ajuta. Asta, în primul rând, pentru cei care ne urmăresc din diaspora. Eu sper că pentru dumneavoastră ceea ce noi facem este important și dacă asta este important, noi chiar am apreciat dacă dumneavoastră ați putea să ne susțineți. Și în acest sens, eu nu pot să nu dau citire câteva mesaje care vineau pe parcursul ultimelor zile, nu le voi citi pe toate, pentru că au venit zeci de mesaje, dar doar câteva, pentru că este extrem de important să înțelegeți ce fel de oameni pe noi ne ajută. Bună seara, Natalia! Îmi pare nespus de rău pentru situația financiară precară a TV8. Eu aș putea dona acei 66.000 de lei pentru a plăti impozitul la stat, doar că trebuie să găsim o metodă de transfer. Eu sunt stabilit cu trial în Belgia. Eu nu sunt nici troll, nici alt tip de zâmbător al opiniei publice. Dacă sunteți de acord, dați de știrea. O seară bună! Eu, apropo, am aflat de la cineva cine este această persoană. Această persoană nu este bogată, ea nu lucrează la niciun fel de bancă financiară, ea lucrează cinstit în domeniul construcțiilor și nu este vorba de mii sau zeci de mii de euro pe care această persoană le câștigă lunar. Dar el este gata să ne achite această datorie. Dar m-a impresionat complet un alt mesaj. Eu nu voi putea da numele acestei persoane, pentru că m-a rugat să-i păstrez anonimatul. Dar vreau să-l citesc. Bună ziua! Așteptam să văd informația referitor la contul bancar pentru donații și sunt uimit de ce am văzut. Eu vreau din tot sufletul să ajut cu ceva, cum aș putea expedia ceva bani. Luna aceasta nu am posibilitate să expediez ceva semnificativ, dar măcar un 30-50 de euro, da.
Eu lupt acum cu cancerul și cu toate că am noroc de medicină absolut gratuit în Danemarca, fiind student, însă sunt cheltuieli pentru gazdă, mâncare, banii primiți din bursă, neavând posibilitatea de a munci actualmente, deoarece am restricție de la Ministerul Sănătății din Danemarca. Aceasta se va menține pe toată durata terapiei, după care sper că voi putea munci și să ajut cât pot mai semnificativ. Acest băiat mi-a scris de atunci de mai multe ori, el tot așteaptă contul nostru și iată că noi am sfârșit, am reușit să deschidem inclusiv pentru el contul nostru pe PayPal. Oameni buni, doar așa oameni ca dumneavoastră ne faceți să mai sperăm că noi avem viitor în țară și inclusiv noi ca jurnaliști poate mai avem șansă să ne exercităm cinstit și liber muncă fără ca să ne vină politicienilor. Noi însă suntem nevoiți să anunțăm o pauză pe aproape o lună. Mâine mai urmărit știrile TV8 și emisiunea Cutie Neagră a colegii mele Mariana Rață, la fel ca și emisiunile înregistrate de sâmbătă și duminică. În rest, noi pe o lună întreagă plecăm în concediu forțat și sper că vom avea puteri și bani și cu ce să revenim peste o lună. Și de ce noi avem nevoie de ajutorul dumneavoastră acum mai mult ca niciodată? Vă mulțumim! Să rămâneți cu ochii pe TV8 și pe TV8.media, pentru că site-ul oricum rămâne toată luna ca să vă informeze. Noapte bună!